Expoziție de fotografie la Colegiul Național Radu Greceanu, realizată de elevii clasei a 11-a B, împreună cu profesorul de arte plastice Danila Iancu și profesorul diriginte Valeria Badea. Ideea din spatele acestei expoziții a pornit de la un opțional inedit de fotografie pe care copiii l-au avut la clasă. Totodată, atât elevii cât și profesorii și-au dorit să sărbătorească 140 de ani de la înființarea liceului printr-o modalitate creativă aparte. Ideea din spatele acestui proiect este că aveam un opțional cu clasa 11-a B, cea care și expune aici, și am considerat împreună cu ei că este o oportunitate să expunem și munca lor de peste an. Și bineînțeles că ne-am folosit și de faptul că școala împlinește o vârstă respectabilă și să scoatem în evidență, practic, frumusețea școlii noastre. Sunt foarte bucuroasă că elevii mei au avut oportunitatea unui opțional foarte inedit, pentru că a face fotografie de artă la școală este destul de rar. Este o oportunitate educațională foarte frumoasă pe care ei au îmbrățișat-o cu mare drag. Cred că vernisajul de aici, pe lângă faptul că este încununarea muncilor de întregul an școlar, reprezintă și un moment foarte frumos de încheiere. Da? Pentru că expoziția noastră se află aici de 2 săptămâni, de când am aniversat împlinirea 140 de ani a colegiului nostru, și suntem foarte bucuroși că pot și profesorii și vizitatorii noștri să o vadă. Copiii și-au pus toată creativitatea și dragostea pentru liceul lor în aceste fotografii și mărturisesc că se simt recunoscători că au avut șansa de a avea acest opțional. Cu ce lucrare ai venit astăzi? Cu o lucrare din curtea interioară a liceului nostru, unde au loc festivități, precum festivitatea de începere a anului și cea de încheiere a anului, și cele de absolvire a claselor terminale, elevii de clasa 8-a și elevii de clasa 12-a. Să ai acest opțional la clasă, cum ți s-a părut? Mi s-a părut o idee foarte bună, implementată atât de doamna Iancu cât și de doamna noastră dirigintă, pentru că ne poate ajuta în viitor, dacă nu suntem siguri pe facultatea pe care o vom urma, și este și un hobby bun pentru majoritatea dintre noi. A părut ca o gură de aer proaspătă, pentru că este ceea care este o oportunitate pe care nu mulți copii o au, și consider că noi am fost norocoși să avem așa opțional și pe doamna Iancu ca îndrumător. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că cu ajutorul doamnei am reușit să învăț tot felul de lucruri despre fotografie pe care putem să le facem doar cu telefonul, nici măcar ne trebuie un aparat profesionist, și pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că având în vedere că îmi doresc și să merg la arte, chiar am putut să iau în calcul și ideea să merg pe partea de fotografie, nu doar pe partea de creație, de pictură, și chiar vreau să-i mulțumesc pentru acest opțional, că a venit și chiar s-a implicat și a încercat să ne învețe cât mai multe lucruri. A fost foarte interesantă, pentru că n-am mai participat niciodată la o expoziție de fotografie. A fost ca o nouă pasiune descoperită, mult mai târziu față de celelalte, și chiar interesantă. Expoziția va rămâne încă o săptămână pe holurile unității de învățământ, după care va fi expusă în amfiteatrul școlii.